Vedem astăzi peste tot în lume inundații, incendii de pădure, tot mai multe calamități provocate de încălzirea globală. Un fenomen asupra căruia Elena Dragomirescu, profesor doctor conferențiar al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, a tras atenția încă din 1969, când a început să lucreze la teza ei de doctorat în fizică moleculară și căldură. 7 ani au durat cercetările. Ați descoperit că în București... Da, că în ultimii 100 de ani temperatura aerului a crescut cu 0,8, adică nici măcar un grad într-o sută de ani. Dar asta înseamnă o variație foarte mare. Reacția celor care nu înțeleg este aceasta, că este puțin, de fapt, nu? Da, dar, este puțin, dar nu este puțin, este foarte mult. Ca să poată lucra, a inventat un aparat de înregistrare a temperaturii în sol la diverse adâncimi. A publicat lucrări științifice în țară și în străinătate și a deschis, fără să știe, calea cercetărilor în domeniu, în condițiile în care primele programe naționale de cercetare privind schimbările climatice datează în Statele Unite din 1975. A fost folosit acest aparat? Da, și este și acum folosit. La Institutul Agronomic unde am lucrat, aveam o stație meteorologică unde făceam 4 observații pe zi. S-au făcut determinări de temperatura aerului și a solului. În privința asta, metoda a dat rezultate, dar după ce am plecat eu de acolo, s-a desfințat stația meteorologică. Elena Dragomirescu are astăzi 91 de ani. Locuiește într-un modest apartament din capitală, înconjurată de cărți, flori și scrisori de mulțumire din toată lumea pentru cercetările pe care le-a făcut. În străinătate am publicat în Scientific Meteorology în 1974. A apărut la noi românii, n-ai... Nu e interesat așa de mult. Ați și reușit să plecați din țară? N-am reușit. Acum nici eu n-am fost prea insistentă, pentru că aveam o oră aici. Din 1974, numele Elenei Dragomirescu este și pe manualul de biofizică, pe care îl folosesc și acum viitorii ingineri de mediu. Unul dintre studenții ei a fost chiar actualul ministru al educației. Doamna profesor Elena Dragomirescu este cea alături de care, împreună cu profesorul Ramiro Sofronie, am avut șansa de a scrie prima lucrare științifică din toată viața mea. Student fiind încă, acum 35 de ani, prima lucrare a fost despre efectul gazelor de seră asupra încălzirii globale. Era un subiect de avangardă și faptul că au existat români preocupați de acest subiect încă înainte de a fi preocupați cercetători din țări avansate este un merit al școlii românești. Cercetările Elenei Dragomirescu au contribuit la explicarea fenomenelor meteorologice și au adus informații asupra dinamicii gradului de poluare în București.